Deși nu a fost obligatorie ca alte măsuri pe perioada stării de urgență și mai apoi acele de alertă, vaccinarea anticovid a stârnit vii controverse prin rostogolirea în spațiul public a unor informații mai mult sau mai puțin reale. Până la urmă, campania de vaccinare nu a avut efectul scontat de autorități, ceva mai puțin de jumătate dintre românii eligibili imunizându-se astfel împotriva COVID-19. Totodată, imunizarea s-a făcut și fără vaccinare, printre cele prin boală. Conform reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, nici în județul Hunedoara situația nu este diferită în ultima zi a stării de alertă, care a fost marți 8 martie. Mai exact, gradul de imunizare al hunedorenilor este de circa 70%, iar cei vaccinați sunt sub 50%, ceea ce rezultă că în jur de un sfert din populația județului s-a imunizat pe cale naturală. Cam care ar fi gradul de vaccinare în rândul populației din județul Hunedoara? Suntem sub 50%. Din păcate, mi-aș fi dorit să depășim acest procent, doar că nu a fost posibil. Cumulat cu cei care au trecut prin boală, clar, procentul este mult mai mare, procentul de imunizare. Și discutăm aici undeva între 60-70%. Cum în județul Hunedoara sunt în jur de 300.000 de persoane eligibile pentru vaccinare, rezultă că în jur de 200.000 sunt imune prin vaccinare sau trecere prin boală. Pe de altă parte însă este clar că sunt circa 100.000 de hunedoreni care nici nu s-au vaccinat, dar nici nu s-au infectat cu COVID-19.